pregătim să ne întâlnim cu... Super! O să am o rugăminte. Părinții care stau pe margine, o să vă rog să mergeți în spate, pentru că actorii au mișcare la început și la sfârșit. Da? Haideți să vedem. Iar cei care nu au locuri, vă rog să ocupați locurile care sunt disponibile acum. Da? Chiar și părinți. Ia să vedem. În rândul 2, dumneavoastră, vine cineva, da? Lângă dumneavoastră, la fel. Rândul 3, să intre un părinte sau un copil. Haideți! Haideți, că avem un super spectacol! Super, super! Coreografie, scenografie, pe care n-ați mai văzut-o niciodată. Într-adevăr, suntem în lumea circului. Această minunată poveste a creat-o un mare regizor, care de fapt este prietenul teatrului, domnul regizor Toma Hogea, pe care am să-l rog să vină lângă mine, să ne spună câteva cuvinte, până noi ne așezăm, astfel încât actorii să vină în sală, da? Noi toți suntem spectatorii de la circ și ei au nevoie să umble peste tot, da? Haideți, puțin organizare. Domnul regizor Toma Hogea. Doamna scenografă Alina Pușcașu. Dacă vede cineva că o teme, trebuie neapărat să o prezentăm. A făcut o treabă minunată pentru acest teatru. Și este păcat să nu o vedem. Muzica de asemenea este făcută de Țari Tibor, un mare compozitor. Și am avut și un mare coregraf de la București, care lucrează chiar la circ. Și o să fie un super spectacol. Acum o să-i dau cuvântul domnului regizor Toma Hogea, da? Să ne spună câteva cuvinte. Haide, și vreau să facem puțină liniște, că deja trebuia să începem spectacolul, da? Bună ziua și bine ați revenit la teatru. Mă bucur să vă revăd. Dacă anul trecut Teatrul Cărăboș și respectiv subsemnatul în calitate de regizor v-am oferit spectacolul Sarea Bucate, anul acesta am pregătit o super producție. Spun super producție pentru că este prima dată la Teatrul Cărăboș în Brăila când se face un spectacol cu o coreografie deosebită, cu un coregraf profesionist care activează și care joacă în spectacolele de la Circul din București. Este un spectacol viu, un spectacol antrenant, un spectacol modern, un spectacol demn de anul 2022. Este un spectacol cu Fram și despre Fram, despre lumea circului. Veți vedea numere inedite, foarte, foarte frumoase și într-o cheie regizorală și scenică cu totul și cu totul deosebită. Vă dorim vizionare plăcută și baftă actorilor și întregii echipe și mulțumesc minunatei scenografe Alina Dinca Pușcașu și compozitorului și coregrafului Răzvan Rotaru. Vizionare plăcută, dragilor! Bună ziua și bine ați venit la teatru! Vă informăm că pe durata desfășurării spectacolului, filmarea și fotografierea sunt interzise. De asemenea, vă rugăm să închideți sau să dați telefoanele pe modul silențios. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim...